Posada Rock 2019 a adus la Câmpul Lung Mușel un număr record de spectatori care s-au bucurat din plin de 3 zile de muzică. Pe scena amplasată pe stadionul municipal au urcat în acest an în recital nume mari ale scenei metal europene: Moonspell, Tiamat, Soen, Diamond Head, Entombed AD, Evil Invaders, Will, The Price, cărora li s-au adăugat românii de la God, The Barbarian Horde și Focuri. Miile de spectatori au avut parte de o atmosferă de zile mari, organizatorii oferind campare gratuite și alte facilități. Dintre acestea merită menționat locul de joacă realizat în parteneriat cu Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra din Sibiu. Have you seen anything, some whole dog? If it's in anything, some star. Have you got a young old brother? Juriul format din Bogdan Trâmbaciu, Andi Ionescu, Lenții Chiriac, Bogdan Prundeanu, Denis Uță și Răzvan Brăileanu a decis clasamentul, care arată astfel: Marele premiu în valoare de 2000 de euro, Busola, Chișinău, Republica Moldova; premiul întâi în valoare de 1000 de euro, Eat Your Heart, Cluj; premiul al doilea în valoare de 700 de euro, Carusel, Cluj; premiul al treilea în valoare de 300 de euro, Alistair Mars, Bălți, Republica Moldova. În plus, partenerii festivalului au contribuit la palmares cu următoarele premii: premiul Zaharia Rădulică în valoare de 500 de euro și acordat de MC Music, Eat Your Heart, Cluj; premiul Underground Music, constând într-un pachet complet de promovare, Carusel, Cluj; premiul Metal Gates Festival, care asigură trupei un slot în ediția de anul viitor, Busola, Chișinău. Eat Your Heart. Haideți, băieți. 500 de euro din partea MC Music, premiu Zaharia Rădulică. Dacă vrei să zici ceva, felicitări, bravo. Mulțumim mult tuturor care ați fost prezenți la concert și care sunteți aici la festival. Și mulțumim Posada Rockfest pentru inițiativă. Ajută foarte mult comunitatea de rock din România. Avem mult prea puține și hai în continuare să venim la festivaluri, să fim în față pentru toate trupele, la concertele din fiecare pub, nu contează cât costă biletul, mergeți acolo, susțineți trupele, cumpărați mărci, pentru că ajută foarte, foarte mult, inclusiv transport, cazări și tot, ca să poată toată ideea de trupă să meargă în continuare. Mulțumim mult! În valoare de echivalentul în lei a 300 de euro... Niciodată nu m-am uitat foarte atent la câți bani vine fiecare. De aia e un premiu care merge destul de departe. Nu vă uitați urât. Băiatul ăla dezbrăcat de acolo, Alistair Mars, din Moldova, din Bălți. Poftiți pe scenă. Of. Aș vrea să vă mulțumesc din suflet publicului, organizatorilor și juriului pentru ocazia aceasta extraordinară să fim parte din acest minunat festival Posada Rock. Vă mulțumim! Premiul 2 la Posada Rock 2019 merge la trupa Carusel!
Wow, chiar nu mă așteptam, nu ne așteptam, cred că niciunul la chestia asta, mai ales că am mai fost o dată pe scenă astăzi. Da, într-adevăr, cred că juriul a avut o treabă foarte grea. Nu știu ce am fi, am făcut și noi tot felul de pronosticuri prin spate cu trupele. Și vă mulțumim foarte mult. Mergeți la concerte, cum a zis și Alex mai devreme, susțineți scena rock, susțineți scena underground. La urma urmei, noi suntem cei care facem chestia asta din plăcere și oamenii vin din plăcere aici și vă mulțumim foarte mult. Premiul întâi la Posada Rock, un premiu în valoare de 1000 de euro, deja vorbim de niște fiuri de formații care cântă în recital pe scena asta. Eat Your Heart! Mulțumim foarte mult din nou și pentru asta. În continuare rămâne tot ce am zis. Hai să ne vedem dacă se poate și la anul. Asta e așa o subtilă. Hai să ne distrăm în continuare aici. Mulțumim foarte, foarte, foarte mult de tot ajutorul pe care l-ați oferit. Și hai să fie comunitatea asta rock, să o creștem și mai mare în continuare la fiecare festival la care mergem. Și la concertele underground din fiecare oraș. Festivalul Posada Rock este organizat de Asociația Rock Culture în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpulung, fiind proiect prioritar al Ministerului Culturii.